pentru că este ora 14. Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134 aliniatul 1 litera din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 48 din 17 iunie 2021 emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, sunt prezenți 10 consilieri, absentând motivat doamna consilier Barna Diana Georgianu. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. De acord, mulțumesc. Ca de obicei, o să reamintesc ordinea de zi propusă pentru astăzi, care este cea primită prin agenda la convocator, plus un proiect de hotărâre care a intervenit ulterior. Ați luat cunoștință de el în comisie și chiar l-ați avizat pozitiv, ceea ce este lăudabil. Deci, la primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL, adică grupul de acțiune locală intitulat Valea Trotușului, din care facem parte, pentru anul 2021, inițiator subsemnată. Tot la această speță din ordinea de zi, spuneam că a fost acceptată și există documentația prevăzută de codul administrativ pentru a putea fi deliberată. Este un proiect de hotărâre trimis ca și model, tocmai pentru a ne ușura situația, pentru a putea fi acceptată și supusă deliberări. Un proiect de hotărâre care se referă la ADIB și la Compania Regională de Apă Bacău, CRAP prescurtat, de care suntem legați în ceea ce privește investiția de apă. Acest proiect este pregătit de domnul viceprimar Cristi Botez. Punctul următor, o informare cu privire la activitatea de protecție a mediului la nivelul UAT Bogdănești, județul Bacău, prezintă domnul viceprimar. Urmează tot o informare care se referă de data aceasta la realizarea veniturilor la bugetul comunității noastre, prezintă doamna Iftinca Alina, consilier juridic, care are și atribuții legate de veniturile bugetului comunității. Și, în sfârșit, ca de obicei, solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Mulțumesc pentru anunțare. Și predau tableta președintelui președinte. Care urmează să fie ales în proiectul de zi cum ați stabilit dumneavoastră în prima ședință a Consiliului Local. Vă rog să faceți propuneri pentru președintele ședinței. Domnul consilier Vâlcu Octavian, mai sunt și alte propuneri? Nu. Supunem la vot propunerea pentru ca domnul consilier Vâlcu Octavian, în calitate de președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni de zile. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, domnul consilier Vâlcu Octavian, domnul consilier de ședință pentru o perioadă de 3 luni de zile. Mulțumesc, doamnul și domnul consilier. Înainte de a începe în ordinea de zi, dăm cuvântul domnul secretar general să prezinte procesul verbal de la ședința anterioară. Supun atenție consilierului local, procesul verbal din 27 mai 2021. Dacă pe marginea acestui proces verbal aveți de făcut completări sau observații. Acum nu supun la vot procesul verbal încheiat în ședința din 27 mai 2021. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, din punctul procesului de valoare, încheiat de ședința de 27 mai 2021, a fost aprobat. Mulțumesc, domnule. Da, vă mulțumesc și eu. Trecem la ordinea de zi, la primul proiect. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL, Valea Trotușului, Bacău, pentru anul 2021, inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnul primar. Da.
ca aspecte, nu este o noutate acest proiect de hotărâre. De curând am mai aprobat asemenea cotizație, se referea la ADIB, după câte ne amintim. De data aceasta am propus în mod firesc, în mod legal, dacă vreți, pentru deliberare și aprobare, un proiect de hotărâre similar care se referă la plata cotizației către patrimoniul GAL Valea Trotușului, noi fiind membri ai acestei entități juridice. Am să dau citire proiectului de hotărâre și apoi o să-mi argumentez ca inițiator acest demers. La primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației GAL Valea Trotușului Bacău cu suma de 8.500 lei pentru anul curent, 2021. Articolul al doilea propune ca, după aprobare, doamna Răcăuteanu Romela, consilieră în aparatul de specialitate al primarului, adică într-o exprimare mai pe înțelesul tuturor, doamna contabilă a primăriei Bogdănești, va aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, tot după aprobare, vedem, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Oncioi Vasile, primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, asociației GAL Valea Trotușului, instituției prefectă județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Așa, după cum am anunțat câteva momente în urmă, îmi revine obligația ca inițiator să argumentez necesitatea acestui proiect de hotărâre. Din anul 2014, Comuna Bogdănești este membru asociată la acest grup de acțiune locală. Este o entitate și un domeniu de activitate, de accesare a unor resurse care, adăugate altora, poate contribui la finanțarea unor lucrări de interes pentru comunitate. Aici aș argumenta. În zilele trecute, după câte știu, compartimentul contabilitate, respectiv doamna Răcăuteanu Romelea, ne-a făcut cunoscut că au intrat bani care trebuia să-i primim în urma unui proiect de finanțare ca suport pentru podul din Slobodia, în jur de 4 miliarde, parcă. Dar nu aia pentru PNDL erau bani. Da, mă rog, da, știu că mi-ai spus că au intrat bani sau vor intra. Am înțeles. Deci, în urma acestei hotărâri, practic, o să primim banii aceștia care au fost obținuți în condiții specifice birocrației noastre, dar, în ultima instanță, îi vom obține. Apoi, dacă vă amintiți de la precedenta deliberare, atunci când subiectul a fost cotizat de către ADIB, în calitate de membru asociat, trebuie să respectăm statutul acestei asociații, care are cele două părți, drepturi și obligații, evident. Una din obligații care statuiază, de fapt, calitatea de membru al UATE Bogdănești la GAL Valea Trotușului, este și obligația de a plăti cotizația, ca și la partid și așa mai departe. Cam asta este prima intervenție. Mulțumesc pentru atenție. Comisia numărul economică, da, noi în comisie de alaltă am studiat materialul și am dat aviz favorabil la aceste proiecte.
Mulțumim frumos. Dacă din domnul consilier ia cineva cuvântul? Dacă nu, spunem pe aprobare acestui proiect. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Trecem la punctul 2. Pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ și teritorial Comuna Bocănești pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința adunării generale acționarului ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021. Mulțumesc. Propun Consiliul Local al Comunei Bocănești, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă acționară de Asociației de Dezvoltare de Comunitate Bacău, acordă mandat special reprezentatului său legal în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare de Comunitate Bacău să ia de decizia Consiliului Director la ADIR din numărul 9, din 28.04.2021 și să voteze pentru în adunare generală din data de 25.06.2021 la punctul prevăzut de ordinea de zi comunicată prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău numărul 474 din 15.06.2021. Articolul 2. Consiliul Local al Comunei Bocănești, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă acționarului în SC CRAM ESA, acordă mandat special reprezentatului său legal în adunarea generală a acționarilor SC CRAM ESA să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor SC CRAM ESA din data de 28.06.2021 la hotărâre privind la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SC CRAM ESA numărul 6.177 din 14.05.2021. Articolul 3. După aprobare, hotărârea comunicatului către secretarul general al Comunei, domnul Micioi Vasile, primarul Comunei Bucănești, viceprimarului Botescu Stian, Companie Regională de Apă Bacău S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Instituția Prefectului, județul Bacău, și va fi publicată în condițiile legii. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim, domnul viceprimar. Comisia numărul 3 juridică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc! Dacă dintre domnul consilier, vreau să ieșim la cuvânt. Dacă nu, spun pe aprobare. Cine este pentru? Trecem la ordine de zi. Punctul 3. Informare cu privire la activitatea de protecție a mediului la nivelul UAT Bocănești de Bacău, prezintă domnul viceprimar. Îi dăm cuvântul domnului viceprimar. Mulțumesc. Subsemnatul Botez Cristian, viceprimar al Comunei din județul Bacău, având în vedere activitatea desfășurată în perioada de când sunt viceprimar, vă aduc la cunoștință aspectele privind activitatea de salubritate de pe raza Comunei Bocănești în perioada noiembrie 2020 și 2021. Încă de a doua zi de la numirea în funcție ca viceprimar, am început curățenia începând cu curtea primăriei și dincolo de gar până în preajma râului Tuz. De 7:30 mă străduiesc să țin sub control situația deșeurilor și curățenia pe raza satului Bogdănești și Filipești. În fiecare vineri am verificat mașina cu ce colectează gunoi a firmei Romprest Service S.A. Păi eu sunt eu că doar mă vedeți aici. Haideți ca să mă trebuie. Nu, dar puteți stau aici, nu mă
Ba nu, de față cu domnul, ca să vadă și ei ce se întâmplă. Încep. Asta este carte de identitate, asta este persoana. Okay. Să nu faceți confuzie cu mine. Ok, am înțeles. Haideți cu vorba să mă timpul în ședință. Păi, dar poate vreau să aud ce s-au discut aici, eu pierd. Așa. De 7 luni jumătate mă străduiesc să țin sub control situația deșeurilor și curățenia pe raza satului Bogdan și Filipești. În fiecare vineri am verificat mașina ce colectează gunoi, a firmei Reun Preservice S.A. A fost verificat atât la intrare, de asemenea și verificarea în teren, inopinant, dacă se colectează doar gunoiul menajer. Am avut discuții aprinse cu cei de la Reun Preservice S.A., dar împreună cu domnul primar am depășit probleme privind colectarea gunoiului și în ceea ce privește accesul în zone care nu se făcea acest lucru din diferite motive. A fost mult de muncă și încă mai avem până vom avea o comună curată și împreună cu beneficiarii de ajutor social și cei care au făcut ore de muncă în folosul comunității, o vom scoate la capăt. Dar și cetățenii trebuie să înțeleagă și să ne sprijine în curățenia și menținerea curățenii în comun. Am curățat toate prundurile și mai este de curățenie și am avut la dispoziție un buldoi excavator care ne-a costat în jur de 10-12 mii de lei, dar am avut și ajutor de la elevii școlii gimnaziale Bogdăniști, coordonat de domnul director Petec Dragoș. Dacă am fi mai responsabil cu banii cheltuiți pentru strângerea gunoaielui, într-un an am face o balastare de un drum de cel puțin 500 de metri lungime sau am putea reface cât mai repede baza sportivă din Slobozia, lucru care aș dori să o fac cât mai urgent posibil. De la preluarea mandatului am ridicat colectarea cartoanelor, sticlelor și bidoanelor la 6-8 metri cub la 30-35 metri cub. Privește colectarea gunoiului menajer, cantitatea de colectate a scăzut de la 14-15 toni cât a fost ridicată, cât a fost înainte, la 8-9 sau chiar 7 toni. Plătim mai puțin la factura care o avem către adiz. Mai avem de rezolvat problema colectarea de gunoi menajer pentru persoane care nu au primit aceste bubele. În acest sens se face un tabel care ne vom preza la adis cu cei care nu au încă bubele. După mai multe intervenții în desfășurarea și în menajarea unor drumuri, acum mașina de gunoi are acces în zonele care nu avea până acum, respectiv zona Zagancea peste vale, în zona Zagancea peste vale, în zona Grigori, Petrache și Roșniță, Zena, iar la Filipești în zona Zarzu. Deși era asfaltat, nu putea să intre din cauza vegetației datorită intervențiilor, au acceptat acest lucru. Ar trebui achiziționat cât mai urgent o auto-utilitară pentru a putea face treaba în comună, pentru a nu mai plăti în permanență să se așteptăm la mila cuiva. Am avut control de la Garda de Mediu și Apele Române. Ne-au lăsat unul din măsuri pe care le-am remediat, dar lucrurile trebuie ținute sub control. Avem o parte din consilieri care s-au implicat și au dat o mână de ajutor, dar nu aș dori să numesc deoarece implicarea lor a fost evidentă pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Dacă vine domnul consilier, vrea să ia cineva cuvânt. Domnul consilier Stan. Da, mulțumim domnule viceprimar pentru prezentare. Și într-adevăr, eu am cam fost lângă el mereu. Și alții, exact cum mă zic dumneavoastră, să nu dea exemple care au fost sau care n-au fost, e treaba fiecare. Ce am observat eu că într-adevăr se vede, se mișcă. Chiar se mișcă chiar bine. În localitate, chiar dacă unii, persoana care acolo a ieșit afară, știm toți ce persoană ești. Dar mă rog, n-are rost să intrăm în detalii, că deja după ședință imediat intră Facebook-ul.
Referitor la viceprimar, eu zic că în primele 6 luni sau cât are dumneavoastră lui de când e viceprimar. 7 luni. Chiar e bine și țin să-l felicit, să-l țin așa, să nu o dea înapoi, să nu caute să fie intimidat de orice persoană care... De astea sunt multe în localități și nu numai la noi, în toate de altfel. Vă mulțumesc! Mulțumesc și care ia cuvântul? Domnul primar. Armand, înțeles că în ghele mele m-ați invitat că trebuie să particip la deliberare. Eu mă bucur și îl felicit în primul rând pentru că a avut curajul să-și asume răspunderea pentru asemenea informare, că nu prea știu eu, ne îngrămădim să facem parte din ordinea de zi și mai ales cu un asemenea subiect de mare actualitate, complex și sensibil în același timp. Cauzele le-am mai relevat de obicei când analizăm și activitatea viceprimarului. Undeva pe vară sau în toamnă, când se împlinește un an de la mandat, o să-l mai judecăm iar, da? E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, adică când nu te implici. În ceea ce privește activitatea propriu-zisă, eu am o bună colaborare și o părere bună despre domnul viceprimar. Indiferent dacă suntem și pe opinie contrare, astea fac parte din viață și asta conduce la o evaluare corectă, conduce la adevăr în ultima instanță. Da. Am remarcat de la începutul mandatului dorința de implicare, asta este foarte important la un demnitar, la o persoană publică. Că, apropo de Facebook și urările de bine la adresa primăriei și chiar a noastră ca demnitare, am să vă rog la sfârșit la un mic comentariu, pentru că ne folosește la toți, nu numai mie sau celor din primărie care sunt supuși atacurilor de tot felul. Este în primul rând un om harnic, e ambițios, uneori atât de ambițios încât nu întotdeauna reușim, dar nu trebuie să fim pe aceeași opinie. Și sunt rezultate palpabile și de tip statistic. Colectarea deșeurilor se desfășoară mult mai bine, în manieră selectivă, așa cum este și targetul pentru prezent. Oricum stăm mai bine decât sectorul 1 din București. Și, de obicei, ne sfătuim ce poate să facă și cel puțin calc pe urmele lui în teren. Întotdeauna mă pornesc de la ideea că biroul meu trebuie să fie toată comunitatea. Și atunci când am audiențe, uneori sunt mai mulțumit că ne ies în teren, pentru că în perioada programului planificat și expus publicului, nu vine nimeni, de exemplu. Mergând prin comunitate, normal că am beneficiul comunicării directe și cu bune mai puțin, că de obicei omul își spune nemulțumirele. După aia ne întâlnim și găsim soluții împreună. Soluții, cel puțin în plan teoretic, sunt multe. În general, ele sunt minate de insuficiența resurselor financiare și sunt minate de comportamentul civic care se formează odată cu cei 7 ani de acasă. Ar trebui să mai continuă și în alte instituții ale statului. Ca să nu mai vedem pur și simplu gesturi care la un moment dat te lasă perplex. Aruncă ambalajul
de la produse de consum, ca să nu fac publicitate, se zice că nu e bine și merge senin mai departe. Ar trebui implicat factorii educaționali. Îi sugerez, domnule viceprimar, știu că are bine cu directorul, adică se agrează în parte, poți să faci demersuri și la școală, cadrele didactice te primesc, mai au niște ore de rezidenții. Am mai încercat să facem și noi, la un moment dat, defilăm cu niște pubele pe acolo cu domnul Grigore. Probabil că e mai greu să defilez în fiecare zi. La ședință cu părinții. Eu sunt mulțumit și pur și simplu apreciez activitatea pe care o desfășoară. Am ajuns la concluzia că arată mai bine decât în mandatul trecut. Deci suntem pe un trend pozitiv. Evident că aici niciodată nu se termină treaba și niciodată, cred că nimeni de fapt nu-și propune perfecțiune. Își propune ca să trăim în acord cu mediul natural, pentru că pur și simplu avem nevoie pentru sănătate. Și nu-i vorba numai de sănătatea fizică. Omul are nevoie, într-o vestită piramidă la unui sociolog, Maslow se numea, avem nevoie și de frumos, pe unde mergi, să nu-ți fie silă, să nu vezi numai urât, că avem noi grijă ca în ceea ce privește relațiile interumane să ne urâcim viața, din păcate, suficient. Eu îi zic să o ținem tot așa. Felicitări! Mulțumesc! Aici ne-a dat cuvântul dintre domnul consilier. Acolo trece la următorul punct în ordinea de zi. Informare cu privire la analizarea veniturilor la bugetul UAT Bocănești, județul Bacău, prezentă doamna Inca Alina, consilier juridic. Îi dăm cuvântul. Deci, informare cu privire la stadiul realizării veniturilor la bugetul local UAT Bocănești din semestrul 1-2021. Analiza financiară a administrației publice locale subliniază informațiile cele mai importante cu privire la veniturile și cheltuielile. În acest context, există două mari criterii de evaluare a calității programării bugetare. Capacitatea de a încasa și de a cheltui banul public, eficiența care reprezintă raportul dintre eficacitate și economicitatea cu care se încasează și se cheltuiește banul public. Programarea veniturilor fiscale pentru anul 2021 s-a făcut de către compartimentul de resort după toate regulile unei prognoze financiare, ținând cont de reacția bazei de impozitare la rata de impozitare, la creșterile aplicate bazei de impozitare prin modificările aduse codului fiscal în 2021. Totodată, ținând cont și de alte criterii care condiționează formarea obligațiilor bugetare de natură fiscală. Gradul de colectare a obligațiilor fiscale reprezintă coeficientul dintre volumul efectiv al veniturilor fiscale și volumul programat al acestora. În cadrul realizării veniturilor, conform bugetului Consiliului Local al Comunei Bogdănești, pentru anul 2021, în perioada 1 ianuarie-21 iunie la care ne-am raportat, s-au realizat următorii indicatori financiari. Total venituri 129%, grad de realizare a veniturilor până la 21 iunie, în funcție de planul anual aprobat pentru buget, din care defalcat venituri proprii 842.355 de lei, impozit pe venit din transferul proprietății 1.677 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit 240.384 lei, impozit clădiri persoane fizice 72.915 lei, impozit clădiri persoane juridice 26.435 lei, impozit teren intravilan persoane fizice 47.457, impozit pe teren persoane juridice 1.066 lei.
Impozit pe terenuri extravilane, persoane fizice și persoane juridice, 63.973 de lei. Taxa de timbru, 3.659 de lei. Taxa asupra mijloacelor de transport, persoane fizice, 70.716 lei. Taxa asupra mijloacelor de transport, persoane juridice, 126.917 lei. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, 8.000 de lei. Alte impozite și taxe, 9.645 de lei, venituri din concesiuni, 1.809 lei, venituri din prestări servicii, 7.419 lei, venituri din amenzi, 26.203 lei, venituri din taxe speciale, 1.347 de lei, subvenții de la bugetul de stat, 1.669 de lei, unde sunt ajutoarele de încălzire. În perioada 1 ianuarie 2021-22 iunie 2021 s-au încasat din impozitele locale suma de 2.520.956 lei, conform debitelor, rămânând de încasat impozite și taxe locale în sumă de 1.280.826 de lei. Față de întreg anul trecut, când s-au încasat 8.643.799 lei, conform debitelor, rămânând de încasat și alte taxe locale în sumă de 1.037.436 lei. Compartimentul de taxe și impozite a exercitat în această perioadă și continuă să acționeze cu fermitate în ceea ce privește activitatea de colectare a veniturilor bugetare. În anul 2021 s-au intensificat acțiunile de executare silită prin înființarea de popriri pe veniturile de orice natură a debitorilor care realizează restanțe la sumele datorate. Avem în execuție un număr de 350 de dosare de debitori. Menționăm faptul că în anul 2020, datorită pandemiei de COVID-19, prin dispoziții legale, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă și implicit alte probleme, au fost suspendate executările silite conform legilor, până inclusiv în luna aprilie 2021, astfel contribuind semnificativ la încasarea impozitelor și taxelor locale cu dificultate în 2020 și cu minusuri considerabile pentru bugetul local. Abia în aprilie 2021 am reușit să lichidăm un număr de 28 de dosare de executare silită prin încasarea integrală a debiturilor respective pe anul acesta. În anul 2021 avem înregistrat în evidența fiscală a Comunei Bogdănești un număr de 2536 de poziții de rol, din care s-au lichidat prin achitare un număr de 747 de poziții de rol și au rămas de încasat un număr de 1789 de poziții. Pentru o mai bună colectare a veniturilor bugetului local, compartimentul de taxe și impozite și-a intensificat activitatea și a aplicat cu mai multă fermitate măsurile de executare silită. În anul acesta, după ridicarea stării de alertă, au fost întocmite un număr de 586 de titluri de executori și somații pentru contribuabilii răuplanici, pentru care s-a început și procedura de executare silită în vederea recuperării sumelor datorate. În perioada următoare, până la finele anului 2021, vom intensifica activitatea în ceea ce privește realizarea la un grad înalt a colectării veniturilor bugetare. Gata? Vă mulțumim! De domnul consilier, vreau să ne-am făcut cineva. Rândul consilierelor. Evident, e bine să mă filmat că eu sunt principalul vinovat dacă nu se colectează veniturile comune ca peste tot. Nu este prima dată și probabil putem considera acest moment al deliberării ca un preambul pentru luna iulie. Vă amintiți că atunci când se împlinește trimestru, avem obligația firească stabilită de lege pentru a analiza execuția bugetului pe cele două părți, venituri și cheltuieli. În mod firesc, eu mă așteptam ca să veniți cu niște intervenții, pentru că materialul pregătit are două fețe, ca Janus, zeul romanelor, așa de mai departe. Dacă te iei după niște procente, sună formidabil, așa de mai departe. Păi, unii indicatori ai veniturilor,
dar sunt și lucruri care nu merg cum ar trebui. Evident, spuneam că sunt procente peste 100, chiar peste 200, așa de mai să te încălzești la o eventuală concluzie pozitivă, dar sunt și indicatori care arată că avem și probleme. Ați văzut la taxele speciale, și aici știți care e taxa specială. Salubritate, e 51. Avem de la 3500 și ceva depozite de rol executate până la ora aceasta, deci plătite numai vreo 700. Asta trebuie să ne dea de gândit. Nu ne dă de gândit, cel puțin la cei din primărie. Avem străinași mulți, dacă vă mai amintiți, și greu să-i depistez. Avem amenzi multe, iarăși o problemă. Deci, suntem undeva cam departe de ceea ce privește o încasare reală care să ne asigure veniturile mai bine. Știu ce am de făcut. Mi-am pregătit inclusiv instrumentele legale în primărie și sper să fie mai bine aici. Nu vreau să dau nume, mai corect și pentru că sunt conștient că avem nevoie de pace, tot, ca să putem obține eficiență. O să fiu mai atent împreună cu doamnele care sunt aici și cine mai lucrează la acest compartiment. Acum, ce puteți ajuta dumneavoastră? Evident că nu aveți de-a face cu acest indicator în data de fiecare zi. Putem reflecta cu toții, putem reflecta împreună și sunt convins că la o proximă ocazie o să veniți cu idei, o să explicați și la vecin că fără să-și plătească taxe și impozite nu poate fi mai bine pentru comunitate. Sigur, puteți reflecta dacă dumneavoastră v-ați plătit taxele și impozitele. Asta luat-o ca pe glumă până la momentul ăsta. Deocamdată, cam atât. Deci, la punctul următor, solicitări adresate Consiliul Local. Nu sunt solicitări adresate Consiliul Local. Mai e ceva. Aici vreau să completez punctul ăsta de vedere. Am primit recent, după ce am făcut convocarea, chiar și după ce am primit de la ADIB proiectul de hotărâre pe care ați avut amabilitatea să-l, evident, înțelegerea să-l aprobați. O solicitare din partea Consiliului Județean referitoare la achizițiile publice. Dacă să rămână la noi, să rămână la școală, cele care sunt și pe partea de prevedere legală în competența Consiliului Județean. Eu am lăsat-o pentru Comisia Economică pentru că vreau să fie o decizie. Poate e bine să nu vină de la mine, că eu fiind și ordonator de credit, se pot isca suspiciuni că am ceva interese și așa mai departe. Înțeleg că o rămas pentru ședința viitoare, că nu se întâmplă nimic dacă depășim termenul solicitat. Cei care au trimis, s-au trimis târziu. Acum, dacă sunteți de acord, că la un moment dat am promis,
o să am o intervenție, apropo de atacurile la care sunt supuși oamenii din primărie și nu numai. Eu mă simt dator să fac acest lucru, referitor la Facebook, în primul rând. Pot să solicit îngăduința să-mi dați voie 5 minute, 10 minute, dacă să fie neinteresant, și așa mai departe. Împreună cu viceprimarul și, în general, cu primăria, au fost și cazuri. Am apreciat, de exemplu, prezența consilierilor care au venit, chiar dacă au venit pentru poză, să spunem așa, pe bune, când pozele alea n-au fost excepte în ceea ce privește dorința de a apărea în imagine. E firesc, fiecare, ca un politic, trebuie să faci și publicitate și așa mai departe. Acum, evident că aceste fenomene, în ghilimele, dincolo de cele hidrometeorologice, au avut loc în perioada ploilor, pe numai departe. Pot să vă și informez, împreună cu viceprimarul care e aici, nu am avut evenimente deosebite. N-am avut victime, în primul rând, că asta contează, Doamne ferește, cel mai mult. Locuință inundată, am avut una singură în Filipești. Acolo e o situație, pur și simplu, n-am găsit o soluție. Pur și simplu, o casă veche, într-o adâncitură, a fost ajutată chiar în timpul nopții. Vreo 36 de ore am cam stat cu puține ore dormite și foarte atent la ce se întâmplă. Au mai fost anexe terenuri inundate. Am și învățat din aceste evenimente. În primul rând, revărsarea oituzului a produs disconfort. Inundând terenuri, tronsoane de drumuri. Deci au fost evenimente deosebite. Ceea ce face deosebit de rău, că am primit atacuri pe Facebook sau telefoane, sigur de la niște persoane care stăteau în fața televizorului și fac ceea ce fac de obicei. Eu vreau să-l pun în discuție și să le dau răspuns cu ocazia asta. Deci, nu o să dau nume, nu o să vedeți persoane, o să vedeți niște principii. Și chiar m-aș bucura, mă sigur o să vizioneze, cei care sunt interesați n-au decât să reflecteze. Pornesc de la ideea pe care am mai anunțat-o aici și nu întâmplător, că atunci când ești persoană publică și ai niște atribuții, ai un jurământ depus, în mod firesc, nu trebuie să te urmărească nimic. Ca persoană publică, demnitar, primar, viceprimar, consilier, n-ai făcut treabă, te sancționează electoratul. Cam asta este diferența. La cei din primărie care nu fac treabă, lucrurile sunt mai simple, eu nu le doresc. Sau, în general, nu pot să spun eu, nu am aplicat sancțiuni. Când m-am mai supărat, am mai trecut, supraviețuim, n-am folosit pixul roșu, în general, nici nu-mi doresc asta. Deci, în primul rând, e o problemă de conștiință, din perspectiva celor anunțate, și pentru mine, și pentru Cristi Botez, și pentru cei din primărie, ca persoană publică. Nu trebuie nici să mă jignească, nici să spună neadevăr și așa departe. Trebuie să recunoaște că Facebook-ul este un mijloc de comunicare, dar nu gândește.
telefonul nu-ți gândește și nici cel care îl butonează repede nu stă să reflecteze. Îi dă drumul pur și simplu. Și aici mi-am amintit de versurile lui Eminescu. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. E ușor să bagi un mesaj pe Facebook când n-ai ce spune. Decât îți devoalezi, îți prezint caracterul, limitele și așa mai departe. Deci mi-a structurat în felul următor. Câteva considerații despre ceea ce înseamnă Facebook-ul, ca majoritatea îl folosesc pentru plasarea unor mesaje negative care depășesc anumite limite. Puține au fost intervențiile pozitive. Dacă vă amintiți, în perioada campaniei electorale au mai apărut ceva intenții de programe și așa mai departe. În sfârșit, acum, pornind de la această parafrază a lui Eminescu, e clar că în ceea ce privește cantitatea mesajului, este invers proporțională cu ceea ce ar trebui să fie calitate, dacă nu vine cu nimic constructiv. Eu aș conduce această idee spre prostie. Și așa mai departe. Acum, nu vreau să jignesc pe nimeni, vreau să reamintesc de unde vine acest termen. Vine din limba slavă, care înseamnă simplu, prostăi, în limba slavă și noi am avut de-a face cu stăpânirea de la răsărit, cu popoarele slave și așa mai departe. Înseamnă simplu. Nu trebuie să ne simțim jigniți și așa mai departe. Că noi folosim conotația peiorativă la modul exagerat, asta depinde de fiecare, de caracterul lui, de pregătirea lui și așa mai departe. Și nici nu am spus, nu dau nume, și nici nu vreau să depășesc o limită. Vreau să răspund celor care au un asemenea comportament prin niște zicale pe care le avem în cultura noastră populară, pe care le știm, dar le ignorăm. Noi suntem cei buni și nu există dincolo de noi decât cei răi. De aia nu mai putem trăi în colectivitate și lucrurile o să degenereze, așa mai departe. Deci, prostie înseamnă ceva simplu, este de origine slavă, înseamnă ceva de valoare redusă. Nu poți progresezi cu asemenea comportament. Apoi, o primă parafrază, știți că avem o zicală, să nu te pui cu prostul. Nu comentez mai departe. Mai există o zicală care spune, omul pregătit poate fi și rău și bun. Omul prost este numai rău, din păcate. Mai avem o zicală, să nu te pui cu prostul că este odihnit. Are mintea odihnită. Eu aș zice, măi, de grabă asta înseamnă că este leneș. Nu prea le are cu munca, este un tip speculativ, agresiv, uneori chiar și cu cei apropiați, cu cei din familie și așa mai departe. Cum să spun eu, folosind o expresie a colegului din stânga mea, eu m-am tăbăcit aici. Că au venit mulți oameni la mine și mi-au spus, domnule, uite ce zici cu tare și cu tare, parcă ai putea să oprești ploaia. Și răspunsul meu este clar, eu îmi văd de treabă, îmi văd de treabă împreună cu viceprimarul, îmi văd de treabă cu cei din primărie, îmi văd de treabă alături de dumneavoastră și încerc să am conștiința împăcată. Intenția mea a fost să transmit acest mesaj, poate va fi mai bine. Pe mine nu mă demobilizează, am o cruce pe care o duc de ceva timp și în mod hotărât o duc în continuare împreună cu cei care cred în ceea ce fac. Atât, mulțumesc!